Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dosarul Microsoft. Spuneați dumneavoastră recent că dacă se continuă cercetările, filiera lor v-ar putea duce chiar la Cotroceni. Da, pentru că am spus și ieri, domnul Cocoș nu avea niciun rol în acest contract, nu era un broker onest care facilita realizarea contractului în favoarea firmei furnizoare de servicii. Pe la el au trecut niște bani care trebuiau să ajungă în altă parte. Nu se justifică niciun fel suma pe care el a încasat-o decât prin faptul că el trebuia să distribuie mai departe această sumă. Având în vedere că la momentul respectiv Partidul Democrat Liberal, din care făcea parte onorabila lui soție, nu era angrenat în alegeri, ci era angrenat în alegeri numai domnul Băsescu, atunci dați-mi voie să vă spun ghicitoarea mea. Da? Care este, sugerați că banii care este fi putut destinația? Ajunge... Păi unde să se ducă? Nu, n-am auzit, nu cred că s-au dus nici la biserica din colț, nici la căminul de bătrâni, nici la copiii străzii. Nu cred că s-au dus în aceste direcții banii. Deci sugerați că banii au ajuns la președintele Traian Băsescu. Au ajuns la președintele Traian Băsescu pentru a-și susține campania electorală. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa.